Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Hai să începem puțin diferit, o emisiune care oricum va fi însăși puțin diferită. Că atunci când vrei să duci un meșteșug mai departe și să faci cojoace, întrebându-te cine în ziua de azi mai cumpără cojoace, ești un pic visător. Pe de altă parte, când ai 97 de ani, te mai poți numi visător sau viața a trecut peste tine în asemenea măsură încât ai tot dreptul să faci ce vrei și să nu mai dai seama nimănui? Și totuși, domnul despre care vorbim e extrem de responsabil și este tezaur uman viu. Bucovina își arată rafinamentul și bunul gust și în meșteșugul cojocăritului. Dificil, obositor, dar ridicat la rang de artă de către Traian Davidan, cojocăritul i-a adus acestuia recunoașterea culturală. Titlul de tezaur uman viu îl onorează, dar îl și obligă în ciuda vârstei înaintate. Începutul meseriei nu a fost nici ușor, nici vesel. Dacă lucrezi o meserie și o respecti cum vrea e, ea întreia. Ziua! Bună! Ce mai faceți? Bine, bine. Tot acasă. Bine? Da. Bine, foarte bine. Foarte bine că e bine. O venit din Anglia, n-aș. Că de rău ne-am săturat, copii. Da, cum? De rău ne-am săturat. Vrem bine. Mai coș, mai coș? Da, mai coș. Ce mi-ai făcut? Mi-am făcut bondit? Coș până și-o-i pune mâinile picit. Copilăria a fost blosamată, am avut, a murit mama, m-a lăsat de... Nu am intrat la școală și m-a lăsat. Și am avut mamă de-a doilea de la o oană. Nu interesa școala sau învățătura, nimic. Du-te rănește la animale, du-te și paștele, atât. Și eu și-am prins de la școală, de la elevi, și-am prins și-am învățat. Pentru că m-a deschis creierul și am învățat și la școală bine și am făcut și gospodăria cum trebuie. Eram în clasa a patra, poate, a cincea și a venit maestrul și a cusut la mama bitregă un cojoc în casă. Și eu am luat cârpi de sumase și le legam una de alta și mă întreabă maestrul: zice, vrei să faci, să înveți cojocărie? Zic, aș vrea. Când ieși de la școală, să mergi la Trebel, era un evreu, avea prăvălie, să cumperi două ași și degetari și să vii la mine. M-am dus la maestr, era tăcut. Îmi da de lucru în mână și mi-a arătat cum. Și dacă îi plăceai, bine, dacă nu, îmi tăia ața. Îmi tăia ața și tășe. Și eu mă rugam din nou să mă arate, puneam ața în ac din nou și îl rugam să-mi arate. Și a doilea mi-a arătat, dar să știi, că a treilea nu-ți mai râs. Și-am prins cojocăria și-am lucrat cu maestrul, el tășe, dar mergem, unde mergem, croie și m-a lăsat pe mine să fac haina. 3 ani am lucrat la maestru. A fost om tăcut, dar bun. Primul ceaptar e ăsta de aici, făcut de mine. Și acela e făcut de maestru,
și nu l-a terminat, că a plecat conștientat și l-am terminat eu. Bucovina noastră de capitala la Cernăuți, la ora aceea. Și dincolo de Cernăuți, la tot terenul nostru. Și în 43 am început să lucrez singur. Și am lucrat. Și lucrez și azi, dar mai puțin. Am purtat ochelarii, patru pereți de ochelari. Și când nu vedem cu o pereche, îi dăm cuiva. Așa. Și am dat ultima pereche și acum lucrez fără ochelari. Da, mi-au venit vederile. Traian Davidan trăiește în Frătăuții Noi, județul Suceava. Spiritul gospodăresc bucovinan i-a marcat întreaga existență, iar vârsta venerabilă nu i-a încovoiat statura. Nici diplomele nu i-au stricat principiile de viață, ajunsă la aproape un veac. Am 97. Bun, frumos ani. Frumoasă viață mi-a dat Tatăl cu Ceresc. Am avut oi buni, și vaci buni am avut, și cal bun am avut. Toate le-am avut bune. După ce m-am însurat, întâi am cumpărat aici, așa am lucrat la bondiți, cojoșii, și am făcut bani și am cumpărat pământul și pe urmă am făcut casa, toate ajutat de soție. Scumpă este tinerea să ajunge viața de Frăcău, ca o pasăre prin cringul să sărești de capul tău. Nimic grijă să ți-o poarte, nici sub grijă nimănui. Noaptea, unde te apucă, mâna căpătrăți o pui. Să dormi până de șapte, soarele dimineață, dar să lau întinte satul și resta fel de viață. Zi cu zi pe-a dresi plai, cu flori și râd la soare, simt că tot mai greu să-i trai fără soțul viitoare. Să te însori, îi lese vorba de vorbit. Dar greu-i, Doamne, ca să ajung la bun sfârșit. Am avut o soție de aur, pot să spun. E coset broderia asta în continuu. A fost, o casnicie bună a fost. Dacă îmi trăie copii, iar am fericit. Când seara să ne culcăm, ea mi-a spus, zice, iartă-mă, în toată viața noastră poți să am greșit cu ceva, iartă-mă. Și a doua zi am găsit-o moartă. Cu cuvânt a murit. E s-a îmbrăcat național ca oricare femeie în sat, pentru duș. Numai atâta că a avut bondiția cu divul, că dacă e un focul local, da. Loc în cimitir. Și ai loc și tu lângă mine. Când ai venit să vii național. Da, național, dacă am cuvânt așa, așa l-am gândit. Da. Cum mă vedeți îmbrăcat acum aia, eu așa plec. Da. Cum sunt îmbrăcat acum. Da. Numai cred că fără pălărie, ori dacă e vara, poți și pălăria. Și dacă e iarna, ca și unul de bună seama. Da.